Gheorghe Lungu din satul Gradiște, Cimișlia, își amintește cum, într-o zi de duminică, s-a pomenit cu doi oaspeți nepoftiți la poartă. Mă uit două mașini și văd că arată cu deștul. Ia câtele ea, la mine. Dar mă, eu spun la sosied, vitea, eu intră la tine în gradă, că am scat și bă scandal. Conflictul care s-a întâmplat propriu zis între dumneavoastră și familia preotului. Povestiți-ne, da. În ce zi a avut loc și cum s-a întâmplat? M-a sunat cu decedat fratele. Am ajuns acasă și spun la anoștri, la sorori, la, ca să vii de grabă gropierii și să-i pune și pe dânsii la masă. În timpul ăsta, fiorul părintele, era tot în părinte îmbrăcat, mă cheamă într-o parte acolo, la 80 metri din lume, și îmi spune așa cuvinte. Zic, eu te știu. Și am zis, știu că tu ai coarne. N-am înțeles. Dar o să eu ți le rup. Și am zis, de ce porți tu crucea la gât? Ești părinte, așa vorbi, spui tu. După ce ne-am dus noi, el a încărcat mobilă, covoare, cu oțică pentru biserică. Tăci s-o lua de acolo, el a spus pentru biserică. Eu am sunat nepotul și al care e în porumbria. I-am spus, că Vania, eu n-am și face aici, nici nu-mi trebuiește nică, dacă vrei, ia ca și se întâmplă aici. Așa l-au anunțat deodată poliția. Când văd să dă jos preotul și cu... Și ne rușine să vă spun și cuvinte cum răcânie. Gheorghe afirmă că preoteasa l-a stropit cu gaz lacrimogen direct în față. Și numai eu mă dau leacă într-o parte și crap poarta așa și pss, de două ori și m-a luat, m-am ferit, dar m-a luat la un ui și a încicat în genunchi. Când ai luat la față, acum ai zis, pi*****, eu nu s-a răstăi. Ce făcea preotul? Când eu m-a repezit, o apăra pe dânsa. S-a repezit, s-o vâri în mașină, când eu n-o lăsa, când o zis că timpuș, eu pistolul chiar am aia. S-a dus în mașină să iei pistolul și preotul repede s-a dus din urma ei și o împinge în mașină. Ah, te p***, su***, prost. Ce grăiești, prostie! Atacul preotului și a soției acestuia s-ar fi produs sub privirile vecinilor lui Gheorghe. Unul dintre ei a filmat tot incidentul. Ce se vede în imaginile surprinse din acea zi? De ce preotul spune că videoul ar contrazice spusele lui Gheorghe? Chiar vă este frică acum să stați în propria casă? Cum nu-i frică dacă fica lui m-a amenințat cu ca să mă găsească dimineața mort în casă? Ce s-a întâmplat între Gheorghe Lungu și familia preotului din Ciucurmingir? Și ce a provocat conflictul? Și de ce sora bărbatului este de partea preotului? I-am propus lui Gheorghe să treacă testul la detectorul de minciuni. Îl va accepta oare? Vedeți în această ediție. Domnule Gheorghe, le-ați spus colegilor mei că după acel incident ați rămas cu probleme de sănătate. Da. Ce traumatisme ați primit? Pe data de 30 s-a întâmplat, poliția a fost... Ce anume? Capul, unde v-au lovit? Spatele și o coastă. O coastă ce anume? Am fost lovit tare. Eu nu cred pe dânsul să iei ea ca cu gura foc, eu pe dânsul nu-l cred. De ce? Dar părintele, așa, al crezi părintele? Nu, eu nu cred că părintele s-a dat în tine, vărtării. Tu, când ai venit la mort și a venit preotul Pavel, tu ce ai spus? Eu i-am zis ceva lui, ești. Eu i-am spus. Ce unde ați luat vorbele astea? Eu eram lângă tine, dar tu m-ai văzut? Gheorghe Lungu ne-a pus la dispoziție imagini video în care s-ar vedea leziunile rămase după ce feciorii preotului l-ar fi bătut. Haideți să vedem despre ce după este. După 10 zile. Unde doare pe tine? Știu un... Aici. Da. Aici. Trei de uns. Uleacă-i vânăt acolo. Aici. 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 Vânăt. De la coastă. De la coastă. Aici. Inflată aici. Inflată așa, inflată ea ca să vede că inflată. Inflată. Așa zgăitură, că nu-i chicaui. Jos zgăitură. Și mâna. Și mâna, unge-n-o să treacă. Așa ieșe vânăt tare, chiar e vânăt iau și tare vânăt. Tare vânăt. Așa unge-n-o să treacă.
Domnule Gheorghe, dar cine v-a filmat? Tot vecinul vostru? Da. Și el v-a arătat leziunile? Păi de ce n-ați fost la medic? Dar cum să mă duc la medic? Erau de obligația polițiștilor să-i dea îndreptare la medicul legist. Asta e obligația sfântă a polițiștilor. Dacă nu au făcut-o, polițiștii trebuie să poată răspundere pentru treaba asta. Dacă ei nu au prânit prima zi când au fost, dacă poliția deuza pe dânșii când au venit iară duminică, eu le-am spus, puteți vorbi că eu nu pot să dorm în casă și trebuie să dorm ca iepurile fugari sau să dorm în parc, ori să dorm pe dealuri, să mă tem să dorm în casă la mine. Și poliția o zic că ia ca să sun lupul la cel mai mare pe sectoriști și o zic ca să grească cu părintele să stâmpere. Și așa s-a stâmpărat pe 30 au venit noapte, fior s-o demă. Dar așa după această bătaie, ați mai chemat poliția, ca să înțelegem? Nu. De ce? După și a fost bătaia asta, a fost poliția atunci. Și după aceea nu mai venit. Stați puțin, domnule Gheorghe. După ce ați fost bătut, ați chemat poliția? N-am mai chemat poliția, dar și s-o chem. Vreți să ziceți da și apoi nu am mai chemat, domnule Gheorghe. Am chemat-o înainte când mă bate. Vă mai întreb încă o dată, ascultați atent întrebarea. După ce ați fost bătut, ne-ați povestit că v-a bătut, v-a trântit, nu știu ce, ați chemat poliția? Da. O dată spune da, o dată spune nu. Atunci când ați fost bătut, după asta, ați chemat poliția? Am chemat-o. A treia oară? Da, a treilea oară. Așa. Polițiștii când au venit, nu v-au trimis la medic să... Nu. Eu nici n-am stat de vorbă cu dânsul, că eu nu țin minte. După și m-a trântit nimic. Dar cine a chemat poliția? Eu am chemat-o, dar asta s-a chemat, deși m-am încurcat aici. Eu, până nu vine și șase, care i-a chemat fior s-o puteți. Așa. Până la ce i-a chemat poliția? În timp când am văzut că acolo a șibă ceva, că el a dat drumul la câine iară, cu dânsii, eu m-am fugit repede și am sunat la poliție să vină ajutor. Bine, domnule Gheorghe, v-au bătut, v-ați trezit, până la urmă v-ați trezit. Da. De ce atunci nu ați chemat poliția? Când ați fost bătut deja, ați ziceți coastă, cap... Dacă a fost atunci seara, dacă de două ori ai chemat și nu luat nimic, și să o mai chem degeaba? Dacă el fior să spune că când a chemat asta, nepotul și ala, când a chemat poliția, că cartă din casă părintele și cu dânșii, fiorțul lui popa aia, lui părintele, așa l-a spus că las când vine procurorul nostru, ați bărătăm noi vouă. Lui nepotul ăla, așa i-a spus. Ia că el era de față. Iată, eu vreau o întrebare pentru doamna Elena, încă una. Doamna Elena, dumneavoastră ați spus că nu credeți că preotul a fost și a participat la bătaia aceasta. Dacă ficiorii preotului ar fi capabili să se comporte așa cum spune dumnealui? Nu, nu cred. Nu cred. În această seară vă povestim despre Gheorghe Lungu din Gradiște, Cimișlia. El se plânge că trăiește cu frică de când a ajuns într-un conflict cu familia preotului din satul Ciucurmingir. Gheorghe spune că preoteasa, care este verișoară dreaptă, l-a atacat cu gaze lacrimogene, după ce feciorii ei l-au și bătut. Mai devreme am auzit-o pe sora lui Gheorghe, care afirmă că fratele ei ar minți despre acest conflict. Gheorghe însă este hotărât să demonstreze că familia preotului din Ciucurmingir este agresivă și periculoasă, iar el e victima lor. A venit momentul să aflăm ce spune preotul despre acuzațiile lui Gheorghe Lungu. Echipa noastră a încercat să discute și cu preoteasa, dar femeia a refuzat. Pe parohul bisericii din Ciucurmingir l-am găsit în orașul Cimișlia, pe șantierul unde se înalță o nouă biserică. Împreună cu feciorul său, dar și cu câțiva muncitori, preotul lucra la construcția lăcașului. Duhovnicul ne-a povestit despre conflictul cu Gheorghe. Totul s-a creat după ce a decedat fratele lui Cole, mai de ună. Fratele lui are 40 zile, dar mormântarea aceea s-a început că a venit fiica lui Cole de la Italia și a făcut fata mormântare și la urmă că nu trăiește nimeni și la urmă s-a început de la împărțirea, că fata aceea a împărțit greu, a împărțit tot. Și de aici s-a început tot. Tot conflictul de la împărțirea averii de acolo. Iată ce a făcut, înțelegi? Și o parte din dulapuri, mie să le-a vândut fata. Că e și o foc și o mormântare. Domnul Gheorghe spune că dumneavoastră ați luat mobilierul din casă și câteva covoare și le-ați adus aici la biserică. Ce e? Cu ce el nu a fost de acord? Și eu mă întreb, Dar cum poate fi el de acord dacă nu-i aparține lui? Aparțin copiii, cine sunt urmașii? Copiii, așa cred, așa-i? Și dacă copiii decid să dea ceva de moștenirea părinților, trebuie să întrebi pe unchi? Dar înțeleg că o parte dintre imobiliere a ajuns aici la biserică. Nu a ajuns, nu? Doamna,
Eu vă mai repet încă o dată, biserica respectivă s-a ridicat în 6 luni. Noi încă nu suntem la partea de mobilier. Și vă mai repet încă o dată că Organizația Națiunilor Unite dotează cantina. Acum dumneavoastră credeți că noi avem nevoie de mobilier de la Dumnezeu să le ierte la Vade Nicolae? El nu l-a mormântat pe fratele meu. El a venit ca rudă. A venit, a făcut. El în ziua de mormântare nu a fost. Când sara, el a venit, stătea o soră și cu nori pe afară, pe scaune. El a trecut, nici bună seara nu le-a dat și a intrat în casă. Era ei în casă, toți erau în casă, făceau care și cum să iei. Ia ca sora și ea, dacă o întrebați, da, și vă spune... Da, așa spun eu să iei. Ei și-au făcut acolo, eu nu eram. Eu și-au împărțit ei. Eu te spun. Oameni buni, eu chiar nu vă înțeleg. Uite, o decedat fratele dumneavoastră. Preotul foarte corect a menționat că nu aveți voi treabă cu averea lor. Dar nu aveți treabă. Aceea e proprietatea defunctului. Dumnezeu să-l ierte, fratele dumneavoastră. Tot ce a rămas în casă aceea, a muncit el, nu contează cine a muncit, cine l-a îngrijit. Și legal, și moral, nu aveți voi dreptul la bunurile acelea, decât e aparțin copiilor după moartea tatălui și a mamei. Da, și ei fac ce vor. Vor le donează bisericii, vor le vând la piață, vor le folosesc, vor le lasă în casă. Ce? Nu aveți voi treabă nici în ogradă să le culegeți poamă, să vă faceți vin cu apă și cu nu știu ce. Nu aveți voi treabă în gospodărie aceea. Punct. Dar el nici nu a sunat el la fiorul. Dar și, da, și eu susțin, pentru că aici este vorba doar despre ambiție. Ambiția cuiva de a fi director pe gospodărie, ambiția altcuiva de a fi director pe gospodărie, ambiția altcuiva. Și-s doar niște ambiții. Și cel mai interesant că vecinul striga cel mai tare. Voi știți cine-s eu? Voi știți cine-s eu? Noi l-am întrebat pe preotul din Ciucurmingir despre incidentul din curtea casei lui Gheorghe Lungu și despre atacul cu gazul lacrimogen. Să auzim ce ne-a răspuns preotul. Noi ne-am dus la dumnealui să rugăm frumos să nu mai vorbească murdar pe sora lui din Iurică. M-am dus civilizat să vorbesc. Dar în momentul când începe omul să vorbește civilizat, el a început să iarăși cuvinte murdare ca așa și a început să atace pe preoteaș. Eu când am plecat de la dumnealor, de acolo am spus eu, mâine slujesc, mă rog, mă iertați. M-am iertat cu dumnealor. Și l-am rugat pe domnul respectiv, zic, ștergeți filmarea, că nu-i frumos. Mi-a promis că mi-o șterge. Iată asta a fost. Eu niciodată nu i-am vrut rău dumnealui, niciodată în viața asta. Să povestească din anul 2001 până în prezent câte ori au apelat la mine și eu l-am scos la poliție și de acolo. De câte ori m-am implicat pentru familie. Dar cum l-am scos la poliție? M-am implicat și am rugat pe poliție că el ce, că îl presionează poliția sau așa. Și mă ducem și mă implicam ca să-l ajut. Nu am fost niciodată. Dacă să-mi spună că eu am făcut vreun rău, n-am conflict. Noi suntem prieteni. Noi suntem rude. Cum să am conflict? Sunteți rude? Da, știu că sunteți rude de pe linia soției dumneavoastră. N-am conflict. Cum să am conflict? Eu dacă am conflict, trebuie să nu pot să mă rog. De așa trebuie să mă rog. Eu sunt liniștit, sunt în păcat. Și mi-am cerut iertare la dumneavoastră în țara aceea, înțelegeți? I-am cerut iertare și eu niciodată convenit că piciorul meu nu a fost cu altă să-l atace. Este poliția care își face treaba. Vedeți că acuzațiile lui Gheorghe sunt destul de serioase. El spune că soția dumneavoastră l-a stropit cu gaz lacrimogen. Pentru că când se strochește cu gaz lacrimogen, trebuie să apară mediu ca să fac. La noi... expertize legale. Nu s-a cerut nicio iertare. Prima dată s-a dat preoteasa și strigam față. Mi-e rușine să vă spun. Cum răcânie, în gura mare cum răcânie. Așa l-o știe video, ea ca părintele am o spus. O spus, l-o rugat să șteargă video când i-a dat pește mână. Și l-o știe, ai văzut cum o spus. Ascultă, mai corect. Da. Deși preotul și dreptul a avut el sara atunci să vii cu mașina, încă gropierii nu erau duși tăți acasă și să încarci. Băi, lasă-mă că 40 de zile și cum luați să vă tăți greu ceala. Și trăiești tu prostii. Dacă mașina era acolo. Nici nu-i zi. Unii nu erau dușai. Astea singură, au venit părintele... Chiar atunci seara trebuie să încărcați mașina cu greu, cu mobil și vă duceți. Băi, el chiar era cald, băi. Fratele, și voi să încărcați. Aveți soviste, băi. Colegii mei au discutat și cu feciorul mai mare al preotului, despre care Gheorghe Lungu ne-a povestit că l-ar fi bătut. Să vedem ce spune tânărul. Oare să mai merită noi să dezmințim minciunile unui om care
Ați văzut foarte bine cum arată. Domnul Gheorghe declară că dumneavoastră l-ați persecutat. Ați venit la el acasă, cu câini, l-ați bătut. Vă rog frumos să-mi filmați câinile. Ăsta-i câinile dumneavoastră. Vă rog frumos. Bine, filmează-te rog câinile. Filmează-te rog cățelul meu. Ăsta-i cățelul meu. Dar zice că pe lângă acest cățel ați mai venit cu doi dulăi. Doamna, vă rog frumos să-mi filmați cățelul. Ăsta-i câinile dumneavoastră. Ăsta-i cățelul meu. E doilea cățel meu, pare agresiv, el e rău, ați văzut deodată? Eu nu l-am agresat pe el. Eu nu m-am atins de el niciodată. Eu n-am pus mâna pe el, nu l-am amenințat. Și mai cu seamă, nu am timp de așa ceva. Eu nu am vreme. Dumneavoastră vă poate prezenta foarte liniștit o expertiză medico-legală care demonstrează că l-am bătut. I-am propune lui domnul Gheorghe să treacă un test la poligraf. Știți dumneavoastră, un om cu experiența al domnului Gheorghe poate să măgească un test poligraf. Nu. Domnule Gheorghe, uitați-vă, ați văzut că l-am întrebat pe preot, sau de fapt i-am zis că v-am propus să treceți testul la poligraf și preotul s-a expus că dumneavoastră atât, mă scuzați, sunteți atât de mincinos încât o să păcăliți și detectorul de minciuni. Atât de mincinos vă crede, de ce? Eu nu înțeleg. Deși să iasă inchioare, să iasă drept. Ei să iasă drept, că asta e pozor pentru un preot. În primul rând să vii de 15 km să vii pentru un preot, să vii acasă la mine. Băi, puteți să vii dimineața, vine băi dimineața sau și spune și ai de spus suflet. Și-mi vine noapte, și-mi vine seara. Dar ți-a venit noaptea că era la ora 5. Seara când am venit de la biserică. El vine de la biserică. El vine de la biserică. Da, dar ce nu trebuie dimineața că la biserică? La 6. Dar păi el dimineața nu a fost. Dar ce nu vine dimineața? Că adeuza era duminică. Ce, bă, lăsăm-o ea seara, vinem în dimineață. Eu m-am dus de iadă și i-am spus cu preotul. Și trebuie să vii duminică dimineață, că-ți duci la biserică. Trece pe acolo. Și că acolo, într-a ca când era e hazaică acolo, nu putea nimeni să-i zică nică. De ce și era? Dar ce trebuie de fapt să-i zică? Dar ce să-i spun eu? Eu am crezut că ajută. Uai, tu nu-i vrând tu pământ. Tu nu-i vrând pământ. Așa, haideți să nu mergem atât de departe. Și la zvârtei. De pușcărie nu ieșe din pușina ta. Tătă viața în pușcărie a fost. Numai din pușina ta. Da. Da. Ce dușește bătei și-am luat pe dânsul să-ți facă dreptate. Da. Nu, da. Și că le-i omorâță și doi oameni, tot nu-i drept. Să vă spun, am urs o sluce. Sluce. Știți de ce e cumpărat de părintele? Iar, doamne, iar ce e cumpărat de părintele? Șorso ea ca este care e 3 ani de zile, sud, care șorso, au bătut doi băieți din Gradiști, care au stat și-i dat în sud, și 3 ani de zile, dacă își le-o ține, preotul Nicolae, deci de atât nu poate să zic. Spuneți-vă rog, dar cum ține crâșa preotul Nicolae? Am văzut construiește, îi construiește da, ceva da. Deasupra lui, în ce sens dumneavoastră? Care procuror, are cunoscut și n-a să înțeles că n-a spus că pe mine mă scotei de la poliție, greier. Da, și nu-i drept. Și nu-i drept. În curtea bisericii unde i-am surprins pe preotul din Ciucurmingir și pe fiul acestuia, se mai aflau alți câțiva muncitori. Colegii mei au discutat cu unul dintre ei. Bărbatul ne-a povestit că se știe bine cu preotul și că ar cunoaște cine ar sta în spatele acuzațiilor aduse familiei acestuia. Să-l auzim. Singur mă ocup cu construcția. Fac voluntariat, ajut deja de 2 luni de zile aici, foarte bine. Ne împăcăm cu părintele Nicolae, părintele Pavel, care este mai tânăr, care deja face aici slujbile și invităm lumea care dorește să participe la slujbe la Metropolia Basarabiei și în fiecare duminică, sărbătorile pe vechi, cum sunt. Am văzut că e un om bat și cu lopata sunt îndrăgeșe la un preot, sunt îndrăgeșe la asta, eu n-aș șocu de asta, eu aș șocotic și e un păcat. Sunt îndrăgeșe la un preot. Conflictul, eu știu, se hotărăște așa, cu pașnic, nu cu lopata, cu părintele Nicolae, eu n-aș spune că e foarte, foarte umanos, e foarte stimător, tot e pe la cale, vă spun eu odată că e pe la cale cineva. Mai știu eu, aici Metropolia Moldovei, spun drept că are ură pe Metropolia Basarabiei și ei o leacă, nu se împacă. De atâta. Și poate și-ai pus la cale de cineva de acolo, din sat. Eu îl cunosc pe preotul și ala din sat de acolo, poate așa l-au pus la cale. Aș văzut conflictul ăsta și poate pus la cale. Ați fost pus de cineva la cale? N-am fost pus de nimeni. Eu singure am sunat pentru deși, că nu putem stau în casă. Dar i-ați povestit acestui preot, fost preot, despre ce s-a întâmplat? Nu i-am povestit, dar și eu mă duc la biserică.
Haideți să vedem ce povestește fostul preot al satului Ciucurmingir despre duhovnicul care a intrat în conflict cu eroul nostru. Atenție! El nu e om de omenii. Știi acasă, în primul rând. M-au fotbolit de la Ciucurmingir fără două luni, 22 de ani, acolo. Am slujit, fără două luni de zile. Și cu minșunile m-au fugărit de acolo. El n-are drept slujească, el e oprit de arhiepiscopul Anatolie. E oprit. De ce? Un calcat de iză și n-are drept slujească. Cu minșunile lui Părinte Nicolae a venit 3 ani de zile aici, am slujit. Și de aici tot cu minșunile, el mă fotbolește de aici. El slujește pentru bani și gata, restul nimic. După ce colegii noștri au încheiat discuția cu fostul preot din Ciucurmingir, ei au fost sunați de verișoara lui Gheorghe, cea care l-ar fi stropit cu gaz lacrimogen. Să ascultăm ce ne-a zis. Păi voi chiar așa de nesimțit sunteți să vorbiți cu toate lepădăturile și cu toți bețivii din sat? Dacă pot să fiu înregistrată, tot satul știe ce bețivii e ăsta. Și ați văzut foarte bine că nu erau treci. Cum puteți să vă duceți să călcați demnitatea unui om care muncește de dimineață până seara, cum l-ați prins astăzi, în toată strigați? Ziua? Vreau să știu de ce strigați la mine. Eu nu strig. Dar te-ai dus la o lepădătură care e un bețivul satului, care l-au dat afară din preot, nu e preot. Eu vreau să știu ce vreți să-mi spuneți ca să pot să înțeleg. Eu v-am spus, tu de ce te-ai dus la o lepădătură de bețiv și ai văzut cât de bat este să vorbești cu dumnealui? Îmi schimb iarăși părerea, fiindcă după limbajul preotesei este absolut inadmisibil ca o preoteasă să vorbească așa și să se exprime cu cuvintele care le-am auzit, lepădătură, bețiv. Noi știm că noi nu suntem în drept să judecăm, cu atât mai mult soția preotului, care trebuie să aibă un comportament foarte decent, fiindcă tot satul și toți înnoriași stau cu ochii pe ei și ei sunt un exemplu de oameni spirituali și nu, de fapt, tare ne lipsește astăzi într-o societate unde suntem toți materialiști, ne lipsește această calitate, spiritualitatea și să avem o morală. Și noi când auzim preoteasa că se exprimă cu astfel de cuvinte în adresa celorlalți, bineînțeles că este chiar strigător la cer și complet neadmisibil. Fraților, așa se vorbească, așa numită preoteasă, despre alt preot, lepădătură. Băi, femeie dragă, așa se vorbește despre preot, despre camaradul soțului tău, ha, femeie dragă. Băi, nu vă primește nici iadul, băi! Sorele. Nu te rușine la obraz! Sorele. Măgarule așa! Dar ce-mi trăismiți tu nii păcatele tale? Și eu scun mă vede pe drum, mă calc cu mașina. Mă împușcă. Acolo eu mă duc în mormânt, dar vezi un alert. O să-ți cânti cucu. Pentru că familia slujitorului bisericii din Ciucurmingir, dar și sora lui Gheorghe, afirmă că acesta minte despre atacul preotesei cu gaz lacrimogen, noi am propus bărbatului să treacă testul la poligraf. Gheorghe Lungu l-a acceptat, iar în curând vom afla dacă bărbatul spune adevărul sau chiar a mințit. Verișoara dumneavoastră v-a stropit cu gaz lacrimogen în data de 24 septembrie. A spus cum a fost, așa am spus. O dată spune da, o dată spune nu. Gheorghe Lungu din satul Gradiște, Cimișlia, își amintește cum, într-o zi de duminică, s-a pomenit cu doi oaspeți nepoftiți la poartă. Mă uit două mașini și văd că arată cu deștul, ia câtelea, la mine. Mă spun la soție, uite, eu intră la tine în gradă, că am scasibă scandal. Conflictul care s-a întâmplat propriu zis între dumneavoastră și familia preotului. Povestiți-ne, da. În ce zi a avut loc și cum s-a întâmplat? M-a sunat cu decedat fratele. Am ajuns acasă și îi spun la anoștri, la sorori, că să vii de grabă gropere și să-i pune și pe dânsii la masă. În timpul ăsta, fiorul lui părintele, era tot în părinte îmbrăcat, mă cheamă într-o parte acolo, la 80 metri din lume, și îmi spune așa cuvinte, zic, eu te știu. Și am zis, și că tu ai coarne. N-am înțeles. Dar o să eu ți le rup. Și am zis, de ce porți tu crucea la gât? Ești părinte, așa vorbi, spui tu. După ce ne-am dus noi, el a încărcat mobilă, covoare, coțcă pentru biserică. Tăci s-o lua de acolo, el a spus pentru biserică. Eu am sunat nepotul și al care e în porumbria.
I-am spus în Scăvania, eu n-am ce face aici, nici nu-mi trebuiește nică, dacă vrei, ia ca și se întâmplă aici. Așa l-au anunțat deodată poliția. Când văd de jos preotul și cu... și ne rușine să vă spun și cuvinte cum răcânie. Gheorghe afirmă că preoteasa l-a stropit cu gaz lacrimogen direct în față. Și numai eu mă dau leac într-o parte și crap poarta și faci pss, de două ori și m-a luat, m-am ferit, dar m-a luat la unul și a încicat în genunchi. Când ai luat la față, cum ai zis? Pi*** eu nu s-a răstăi. Ce făcea preotul? Când eu m-a repezit, o apăra pe dânsa. S-a repezit, s-o vâri în mașină, când eu n-o lăsa, când o zis că te-mi pușc, eu pistolul chiar am aia. S-o dus în mașină să iei pistolul și preotul repede s-o dus din urma ei și o împinge în mașină. Ah, te Atacul preotului și a soției acestuia s-ar fi produs sub privirile vecinilor lui Gheorghe. Unul dintre ei a filmat tot incidentul. Ce se vede în imaginile surprinse din acea zi? De ce preotul spune că videoul ar contrazice spusele lui Gheorghe? Chiar vă este frică acum să stați în propria casă? Cum nu-i frică dacă fica lui m-a amenințat cu ca să mă găsească dimineața mort în casă? După acel incident, ați rămas cu probleme de sănătate. Da. Ce anume? Capul, unde v-au lovit? Spatele și o coastă. O coastă ce anume? L-am fost lovit tare. Pe dânsul să iei ea ca cu gura foc, eu pe dânsul n-al cred. Așa l-a spus, că las când vine procurorul nostru. Ați zbărătăm noi, vouă. Uai, tu pământ! Și îl zbărătăi. Că nu ieșe din piscina ta. Atât parohul bisericii din Ciucurmingir, cât și întreaga lui familie, neagă toate acuzațiile. Care este versiunea lor despre neînțelegerile cu Gheorghe Lungu? Și de ce sora bărbatului este de partea preotului? I-am propus lui Gheorghe să treacă testul la detectorul de minciuni. Îl va accepta oare? Vedeți în această ediție. Colegii mei au încercat să afle de la Mitropolia Basarabiei dacă acolo cunosc despre conflictul în care este implicat preotul satului Ciucurmingir. Însă până în ziua imprimăriei misiunii nu am primit niciun răspuns. Echipa noastră a mers și la poliție ca să obțină un comentariu privind conflictul dintre Gheorghe Lungu și familia preotului din Ciucurmingir. De la polițistul de sector din satul Gradiște am aflat că au fost depuse 3 plângeri din partea lui Gheorghe Lungu și una din partea familiei preotului. De la domnul Gheorghe, la serviciul 112, au provenit până la moment 3 informații de diferit gen. Una din informațiile parvenite se examinează în cadrul unui proces penal. O doamnă care este preoteasă l-ar fi stropit cu gaz lacrimogen. A solicitat intervenția oamenilor legii, acest caz este registrat? Acum se examinează procesul contravențional. O finalitate nu are până când. Urmează să ne expunem. Fișa medicală se ridică, adică se expune o expertiză medicală, se dispune. Înțeleg că pe data de 24 septembrie s-a adresat ulterior pe ce dețele? 24, 25 și 30 septembrie. Pe data de 30 ce s-a întâmplat? 30, din informația care a provenit la 112, un grup de persoane au fost la partea gospodăriei San Lungu. Cazul dat se examinează în cadrul unui proces penal, adică se expune ofițerul de urmări penală. Cazul dat, domnul Gheorghe a refuzat să se prezinte la poliție. A refuzat să da declarații în seara când a avut loc apelul, din câte cunosc, și să facă următoarele acțiuni a organului constatator. A doilea parte a conflictului s-a adresat ulterior cu o plângere la inspectoratul de poliție Timișlia. Domnul Nicolae a depus o telefonat la serviciul 112, precum că a avut un conflict. Ulterior, pe cazul dat, a fost depus de-a doilea parte plângeri privitor la acțiunile lui domnul Nicolae.
se examinează, adică acțiunile atât a domnului Nicolae cât și a domnului primei parți, părți a conflictului. Este înregistrat și pornit un proces penal. Gheorghe susține că părintele Nicolae și Pavel au luat bunuri din gospodăria fratelui său. A fost înregistrat o informație, dar de la altă persoană, adică privitor la fica fratelui domnului Gheorghe, care a decedat. Precum că dumneai o împărțit bunurile din casa părintească, adică o luat și o împărțit. Asta. Dar nici de cum pe numele preotului? Nu, nu. Da, pe fica, numai pe fica. S-a efectuat o verificare, adică nu s-a stabilit contravenții, s-a încetat examinarea procesului contravențional, nu există faptul contravenției, s-a recomandat să se adreseze în mod particular instanța de judecat, fiindcă între rude, partajarea verii și o fac singurii. Ați fost chemat la poliție și ați refuzat nu. Să mergeți? Nu, ia că azi am fost. Atunci despre ce vorbește polițistul? Și mi-o... Asta, la poliție n-am fost chemat. Amuia am fost, azi am scris plângeri, cum pe Paul, că m-a bătut. Asta e altă plângere. Dar dumneavoastră dar poliție... despre ce spune polițistul? Că dumneavoastră ați refuzat să faceți declarații. Asta în seara și a refuzat, care când a venit poliția. Așa. A refuzat că nu țin minte, i-a trântit cu capul. Natalia, el are dreptul să dea declarații și poate să nu dea declarații. El nu este obligat să o facă. Mie altceva mă indignează că el, Gheorghe, nu spune până la urmă la poliție. Ați spus că am fost bătut, am leziuni și uitați, mă doare aici, mă doare aici. Nu trebuie vecinul să vă facă examinare. Trebuie să-i arătați polițistului. Dar expertiza medico-legală până la urmă a fost făcută? Nu s-a dispus decât eu înțeleg. După 10 zile. Am fost. Abia tot peste 10 zile? Da. Păi și ce ați vrut să depisteze? Atunci am dat la poliție să mă duc. În această seară am auzit istoria lui Gheorghe Lungu din Gradiște. El se plânge că familia preotului din Ciucurmingir l-a agresat. Bărbatul susține că preoteasa, care este și verișoară, l-a atacat cu gaz lacrimogen, iar unul dintre feciorii slujitorului bisericii l-ar fi bătut. De altă parte, preotul neagă toate aceste acuzații. Pentru a vedea dacă Gheorghe minte sau nu, i-am propus să treacă testul la poligraf, pe care bărbatul l-a acceptat. Să vedem cum a decurs testarea. Începem. Testul a început. Testul la detectorul de minciuni a durat aproape 3 ore. Expertul poligraf a pregătit întrebări concrete despre presupusele altercații pe care le-ar fi avut bărbatul cu familia preotului. Fostul preot al satului Ciucurmingir, v-a spus să inventați istoria despre atacul familiei preotului? Verișoara dumneavoastră v-a stropit cu gaz lacrimogen pe data de 24 septembrie? Cineva din membrii familiei v-a agresat pe dumneavoastră fizic? Sergiu Baraga, specialistul poligraf, a înregistrat cu ajutorul senzorilor reacțiile lui Gheorghe Lungu la fiecare întrebare. Expertul susține că bărbatul arăta îngrijorat. Testul a fost puțin dificil, a fost în detaliu discutat fiecare întrebare. În timpul convorbirii pretestuale și atestării însuși, domnul Gheorghe a fost extrem de emoționat. Avea foarte multe emoții, era foarte, se vedea că este deranjat de toată situația care a fost. Cum a răspuns Gheorghe Lungu în cadrul testului la detectorul de minciuni? Cât adevăr se află în cuvintele lui? Aflăm acum. Ați mințit, domnule Gheorghe? Nu. Eu am spus la cum nicio întrebare. A fost. Ați fost sincer. Am spus cum a fost, așa am spus. Așa. V-au fost adresate foarte multe întrebări. Da. Pe noi ne-au interesat 4, în mod special, și acum le voi citi și voi anunța răspunsul, dar și rezultatul testului la detectorul de minciuni. Prima întrebare sună în felul următor. Fostul preot al satului Ciucurmingir v-a spus să inventați istoria despre atacul familiei preotului actual? Nu. Nu. Ați răspuns așa și în cadrul testului. Și așa cum arată rezultatele acestui test, dumneavoastră aici, ați spus un adevăr.
Păi dacă nici nu-l știu pe veșeala, cum îl știu, că a lucrat în satul și ala, poate așa să-l văd amuia că pe drum, că n-l cunosc. A doua întrebare sună în felul următor. Verișoara dumneavoastră, v-a stropit cu gaz lacrimogen în data de 24 septembrie? Da. Ați răspuns da. Doamna Elena, a răspuns da și testul arată că fratele dumneavoastră, Gheorghe, a spus adevăr. Eu n-am fost acolo, dar eu și-am văzut, așa i-a spus. Dumneavoastră n-ați văzut? Dar am văzut pe internetul, așa cum îi zici. Acum ce credeți, doamna Elena? Ce pot să cred? Că și testul la detectorul de minciuni arată că domnul Gheorghe nu minte, că a spus un adevăr. Dar haideți că revin la această întrebare după ce dau citirii ultimelor două întrebări. Cineva din membrii familiei preotului v-a agresat fizic? Da. Ați răspuns da? Da. Și acesta este? Trebuie. Un adevăr. Și ultima întrebare. Ați mințit la poliție despre atacurile familiei preotului? Nu. 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 Și așa cum arată testul la detectorul adevărul de minciuni, de data aceasta ați spus un adevăr. Tot am spus corect. Cum a fost, așa am spus. La ce tot început. Și până de la... Tot am spus adevărul. Eu nu vreau să aud de asta. Asta e altceva. Nu vreau să aud și gata. Cum el pe mine m-a numit, eu sunt femeie bătrână. El așa să mă numească. Sora, nu te rușine la obraz. Sora Elen. Măgarule, așa e tu. Sora Elen, oi, da. Aș frumos. Dar Natalia, ai dreptul să-l numești măgar pe dânsul. Dar el pe mine cum m-a numit? Mamoni, voi sunteți frați. Ați subtut o țețe la o mamă. El mamă a lucrat în fermă și la... Dar el a lucrat pe scotare, a făcut magazie, a făcut avere. El nu-i vagabond ăsta care doarme sub gardă, mamă, și șofer. Dar a făcut pentru dânsul. Dar nu te mândrești că e fratele bătare? Ei, nu mă mândresc. Dar de ce vă vorbești așa? Nu spate. Uitați-vă care e problema cea mai mare. Preotul se arată la filmări că el e foarte blând și foarte, foarte curat. După și s-a întâmplat cu lacrimile, cu gazele, de trei ori vin feciorii lui, preotul vine cu băieți, vin asta. Ăștia sunt oameni care sunt foarte evlavioși și buni. Matușca au vorbit foarte frumos. Datorită preoteselor, foarte mulți preoți au fost eliberat din parohii, au fost dați afară. Că matușca îi face preoteasa... nu are dreptul să intre în Sfântul Altar, unde se află Sfântul Prestol, pe care stă Sfântul Antemisferă, care nu se petrece Sfânta Liturgie. Asta e una la mână. Dar acasă poate stăi, dar chiar să vorbească așa cu oamenii noreașii, el nu-i de ultima lipădătură, cum o numește ea pe preoți. Omul este la locul lui, șoferul, și astăzi lucrează. Mă scuzați, și fratele mă tale, preoții vin și se duc, sora Elena, Natalia, rămâi mâine păi mâine, ai să fii cu genunchi, așa ești ca mine, grăsuță, și mâine păi mâine să fii la pat și ai să vrei să vină fratele să iarte cu mă ta. Și îi faci. Eu mă duc în mormânt, dar bezunal iert. O să-ți cânti cucu. Și să vii la Gheorghi, șoferul de-al Neamboișic, să vii la dâns cu razboare, cu săgeata, cu strelca au venit. Au luat grupa zahvată, matușca au venit preoteasă. Eu știu, nu înțeleg nic. Amintiți-vă de o chestie, eu, ca bărbat, mă duc în biserică și nu putem să ajung până la sfeșnic unde spun lumânările. Și transmit la o doamnă, rog să iei lumânarea. Știi ce îmi răspunde? Dar și-mi transmis tu ei păcatele tale. Păi pentru asta ne ducem noi în biserică, oameni buni. Gândiți-vă ce avem în noi și pierdem și ce câștigăm. Voi, din an în an, ca și noi, rămâneți mai puțin. Ați fost câți frați? 6, 7? Rămâneți 5, rămâneți 4. Voi trebuie să vă țineți unul de altul, ca ei stă vă rămas. Asta e bogăția voastră. Și lăsați toate celelalte, că toate se duc. O să rămâi doar 4 scânduri. Și cineva, o să trebuiască să le ducă. Gândiți-vă la treaba asta. Domnule Gheorghe, vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Ce aveți de gând să faceți mai departe? Iată acum...
Ne-ați povestit totul. Avem și rezultatele unui test. Ce o să cum să fac mai departe? Să-mi dai voie să trăiesc, să nu-mi vii acasă, ca să mă tem eu să dorm în casă. Că... Poate vreți să faceți un apel către familia preotului. Uitați-vă, eu sunt sigur că o să se uite la această emisiune. Și preotea asta, verișoara dumneavoastră, și preotul, și copilul. Sunt de ipași, eu scun, mă vede pe drum, mă calc cu mașină. Mă împușcă. Și că s-a să mă găsească. Ce le-ați spune dacă acum s-ar afla în fața dumneavoastră? Acolo în casă la dânsă, scaute de treabă, scaute de familie, scaute de gospodărie. Să nu s-a mers în gospodărie la altcineva. Eu tare mult sper că n-ați vă uitați la emisiune să vă liniștiți un pic, să beți un ceai, o ceva. Și parcă v-ați uitat nu despre voi, dar despre alți oameni. E că eu nu sunt eu cu fratele meu în televizor. Sincer vă spun așa, am încercat. Dar mă uit la niște oameni, așa, o soră, cu un frate, cu un preot, cu o istorie de asta. Eu ce am observat ca specialist, eu am observat o familie în care un pic incorrect s-au pus valorile, anume familia, poate a dumneavoastră, poate în general zona asta geografică, satul ăsta, așa lumea cumva este un pic, după cât am observat, da, cumva setată pe avere, pe avuții, grâu, case, și dumneavoastră nu rău trăiți, vreau să vă spun, nu știu de ce, văzând ograda, mașina din ogradă, casa, nu că aș socoti, eu tot bine trăiesc, mulțumesc, dar în sensul că să mă uit la cât grâu are vecinul meu sau fratele meu, nu prea mă uit la mine cât am. Asta am observat, că în familia respectivă, încă de la părinți, încă de la cine ați moștenit și restul rudelor îndepărtate, cumva poate s-a transmis asta, așa e setarea pe avere, pe bogăție, mai puțin pe relațiile familiale. După cât am înțeles, pentru că fratele care a decedat a fost îngrijit de un om străin, mai puțin de frații lui și de copiii lui. Când la mormântare, frații și copiii au venit să facă rânduiele cu avuția, femeia care a avut grijă a fost cumva eliberată frumos și la afară. Referitor la conflictele pe care le aveți, voi arătați că niște copii de grădiniță, de undeva de vârsta de vreo 5 anișori, emoțional. Așa, ca oameni, voi sunteți inteligenți, maturi, cu copii, cu familie, cu tot așa cum trebuie la un om. Dar uitați-vă cum vă certați unul cu altul. Sincer vă spun, dacă aveți nepoței sau aveți așa copilași, vedeți, tu, nu, tu ești așa, nu, tu ești așa, tu de două ori ești așa și tu ne-ai zis că-s așa, dar asta tu ești așa. Eu consider că toată istoria asta despre care am vorbit noi aici este despre niște emoții din copilărie, când bomboanele nu s-au împărțit de părinți corect. Casa i-a revenit lui Nicolae, care nu și-o trăit viața cum ar fi trebuit, poate, sau cum crede Gheorghe, că Gheorghe are proiect, plan și cum trebuie să fie la fiecare, când trebuie să iasă, când trebuie să intre, cine trebuie să iei și unde trebuie să ducă. Vă invit să vă uitați dintr-o parte la voi, consider acest conflict sau parte cea mai așa cumva mai dureroasă este că cineva simte că are putere, da? Și cineva și-a asumat multă putere și folosește această putere și domnul Gheorghe Sărmanu vrea să se facă auzit, dar din păcate așa parcă bate la ușă și nu prea l-aude nimeni. Sper că o să se autosesizeze toți cei care s-au văzut în această emisiune și să se uite fiecare la el dintr-o parte. Mult succes, vă doresc sănătate. Mulțumesc. Domnul Gheorghe, vă doresc succes și eu sper mulțumesc și frumos. Cred în organele de drept și de instanții naționale că o să vă facă dreptate sau cel puțin o să examineze just și o să nu o să ia în calcul, fiindcă în fața legii noi toți suntem egal, toți, indiferent de ce funcție avem, de statut, de gen și așa mai departe. Și eu sper că nu contează ce statut este preot, dar va fi tras la răspundere și matușca și el dacă vor fi găsiți vinoveți. Și se mai spune că noi nu trebuie să judecăm preoții, fiindcă ei vor fi judecați de cineva de acolo de sus, care îi privesc și ei au o responsabilitate foarte mare, mai mare decât noi, cei muritori, în fața lui Dumnezeu. Și nu vreau să-l judic, dar vă spun că acum înțeleg de ce mulți în societate spun că știți, cred în Dumnezeu, dar nu cred în biserică. Și astăzi mi-a fost foarte clar și de ce oamenii spun lucrul ăsta și vă spun că nu este un lucru bun, deoarece eu cred că dacă oamenii ar fi mai buni la suflet, mai loiali, nu trebuie să ne judicăm, adică să semănăm bunătate și atunci roadele vor fi corespunzătoare. Cu atât mai mult în
persoana preoților și în persoana celor de alături de preoți. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi mereu alături.